Ion Iliescu, lovituri grea pentru Liviu Dragnea, îi laud cel mai mare adversar. Fostul președinte Ion Iliescu transmite un mesaj cu ocazia zilei serviciului de protecție IPAZ. În mesaj, Iliescu arată că SPP nu trebuie să fie sub controlul unui om politic, o lovitură indirect pentru Liviu Dragnea, care este într-un război total cu eful SPP, Lucian Pahonu. El a transmis vineri, pe blogul personal, un mesaj cu prilejul zilei SPP. Îmi face o deosebit plăcere să mă adresez dumneavoastră, într-un moment aniversar, cu prilejul zilei Serviciului de Protecție subliniere IPAZ. Un serviciu care are deja o tradiție subliniere i-a făcut, nu odată, dovada capacității sale de a răspunde misiunilor care îi sunt încredincate, atât în plan intern, cât subliniere i în plan extern. SPP a evoluat, subliniere i-a adaptat metodele subliniere i mijloacele de pregătire a luptătorilor subliniere i pe cele de operare la un mediu de securitate în schimbare, cu exigențe sporite subliniere i cu oameni în crime mereu mai variate. În ceea ce mă privește subliniere te, după experiența pe care o am în relația cu instituția, apreciez în mod special faptul că ea s-a comportat irepro subliniere abil în tot ceea ce subliniere tian, îndeplinindu sublinierei sarcinile fixate prin lege cu profesionalism sublinierei abnegacie, indiferent de contextul politic sau social. Activitatea serviciului a fost apreciat sublinierei de partenerii noi subliniere tri, fie ce este vorba de oaspeci ai statului român, fie ce este vorba de responsabili politici sublinierei ai onu din reintate, care au beneficiat de protecția SPP, a scris Ion Iliescu, pe blogul personal. Fostul presubliniere dinte dore subliniere te se crea ce, în contextul în care se impune discutarea legilor siguranței naționale, activitatea serviciului va fi apreciat cum se cuvine sublinierei, prin noile prevederi, i se va oferi cadrul necesar valorificării experienței pe care a acumulat-o în acest subliniere tian, prin munca angajaților săi. Serviciul de protecție subliniere IPAZ este în slujba statului român, nu în slujba unui lider politic sau a altuia, care au mandate limitate. Activitatea sa nu trebuie, nu are de ce să fie legat de ciclurile electorale. SPP trebuie să sublinierei îndeplinească misiunile încredincate de Consiliul Suprem de Apărare a Berii, organism colectiv de decizie, în care sunt reprezentați toți cei care au responsabilități în domeniul siguranței naționale, a subliniat presublinieredintele de onoare al PSD, care transmite felicitări sublinierei cele mai sincere urări de bine cu ocazia zilei Serviciului de Protecție sublinierei IPAZ.